Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la emisiunea Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău, la microfon Daniel Săuga. Astăzi stăm de vorbă cu domnul Alin Demle, președintele PPDD Sălaj. Bună ziua și bine ați revenit la emisiunea noastră. Mulțumesc, domnul Săuga, pentru invitație. Vin cu mare drag la dumneavoastră. Scena politică este agitată, dintr-un motiv firesc. Campania electorală pentru alegerea președintelui României. Cam toate partidele sunt implicate, toate sunt implicate în această luptă pentru ocuparea fotolului de la Cotroceni. Așa de încălzire și pentru dumneavoastră, cum se situează partidul dumneavoastră? Da, chiar săptămâna aceasta vin de la Comitetul Executiv. Știu sigur că luni Dan Diaconescu o să-și depună candidatura pentru președinția României. Din, la nivel de județul Sălaj, ca și organizație PPDD, am trimis în jur de 5.000 de semnături pentru susținerea candidaturii, dar am aflat că au mai ajuns direct la OTV, prin intermediul emisiunii lui Dan Diaconescu, încă 5.000 de semnături de la simpatizanțe, pe care deodată eu nu știam că există, nu știam că sunt, încă 5.000 de semnături. Da, lucrurile, în opinia mea, cu tot ceea ce se întâmplă în momentul actual pe scena politică sălăjană și națională, lucrurile, în opinia mea, merg spre bine. Ce se spune? Din punctul nostru de vedere, noi credem că Dan Diaconescu va accede în turul 2. Știm că ratingul pe care îl are în actualul format este mult mai mare decât era înainte. Știm cu toții că acest partid s-a format la televizor, în adevăratul sens al cuvântului. 80% dintre meritele și rezultatele obținute de partid sunt exclusiv al lui Dan Diaconescu și credem, având în vedere că mult mai multă lume îl urmărește și îl apreciază pentru emisiunile care le face la OTV sub formatul România TV, credem că vom obține rezultate mult mai bune decât la alegerile locale și alegerile parlamentare care au trecut. Alegerile europarlamentare, și din vina noastră și din alți factori indirect cu voința partidului nostru, să considerăm că a fost un accident și vom obține un rezultat de cel puțin 16% la alegerile prezidențiale. Radio Transilvania Zalău, Rotisorul Politic, o emisiune dată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan. Astăzi vă reamintesc cu Alin Demle, președintele PPDD Sălaj, la putere sau în opoziție? În momentul de față nu putem spune că suntem nici la putere, nu suntem nici la nici în opoziție. Noi reprezentăm poporul, cetățeanul de rând. Există un protocol de susținere cu PSD, nu este nicio alianță, nu este vorba de nicio susținere, decât doar un protocol la nivel de administrație locală, care s-a pus în aplicare din 42 de județe în 10 județe. O să vedem dacă o să se continue cu acest protocol, dacă este benefic pentru membrii partidului, dacă nu se va renunța la el și vom fi destine stătători. Clar, suntem la nivel de parlament, nu există niciun fel de protocol. După cum știm, la ordonanța de guvern care face referire la traseismul politic, Partidul Poporului Dan Diaconescu și parlamentarii acesteia au votat împotrivă. Deci nu putem spune că susținem guvernul în acest sens. Situație ciudată, dar poate că e normal. Da, este, din punctul meu de vedere, nu putem să legiferăm un lucru atât de aberant ca o persoană aleasă pe listele unui partid printr-o ordonanță, printr-o asemenea aberație, să poată alege să treacă la un alt partid care nu a mers, bănuiesc că
campania care și-a făcut-o, fiecare dintre alegători și-a făcut-o sub sigla respectivului partid, nu poate veni acum să spune că nu-l mai reprezintă doar pentru că nu, acel partid nu mai este la putere, nu poate să-l ajute neapărat din punct de vedere al administrației locale. El și-a asumat acel partid, în opinia mea că trebuie să meargă înainte cu acel partid. Dar, din punctul nostru de vedere, nu avem ce face, nu depinde de noi. Am văzut că ordonanța de guvern a căzut în Camera Deputaților. Luni, dacă nu mă înșel, o să fie și la Senat, care este camera decizională. Sperăm că nu va trece și consecințele le vom vedea. Dar este oare întâi studiu. De ce nu excludeți pe cei care nu vă mai reprezintă? Și atunci lucrurile ar fi mai simple. Dar am impresia că și partidele folosesc această portiță a excluderii celor neascultători, să le spunem așa generic, poate și ca un pliș de presiune. Da, aleșii locali în general invoc interesele locale, iar cel mai bine, adevărul este că cunosc situația din teritoriu, o cunosc aleșii locali din acele zone. Iar noi mergem pe mâna lor, avem credință că ei fac tot ce este mai bine pentru cetățenii din comunele respective, din organizațiile respective, membrii partidului pe listele cărora au fost aleși și că fac interesul cetățeanului și, bineînțeles, și a partidului. Nu putem să excludem doar pe prezumție că o anumită persoană ar dori să trădeze. Să trădeze alegătorii săi și, bineînțeles, și partidul din care face parte. Nu este normal. Deocamdată, la nivel de sălaj, din rândurile partidului nostru nu avem cunoștință de niciunul dintre aleșii noștri să fi trecut în barca altui partid, dar o surpriză plăcută avem chiar astăzi: unul dintre aleșii locali pe listele PSD din comuna Chiești a trecut și a făcut cerere și a depus-o la secretariatul primăriei Chiești și a dorit aderarea la Partidul Poporului Dan Diaconescu. Chiar dacă noi nu susținem acest lucru, nu avem ce să facem și deschidem porțile altora. Nu putem spune că nu. Nu noi suntem cei care am deschis cutia Pandorei. Noi nu avem ce să facem. Erau zvonuri și în privința unor primare dumneavoastră. Aveți doi primari. Da, am vorbit cu ambii dintre ei. Unul chiar acum, înainte de a intra în emisiune, niciunul dintre ei nu au făcut pasul, merg pe bună credință, nu am verificat la secretariatul primărilor respective, merg pe bună credință a lor și mi-au spus că deocamdată nu au trecut la niciun partid. Singurul partid la care bănuiesc că ar fi interesat să treacă ar fi puterea, pentru că în opoziție sunt deja, nu ar putea face, nu văd logica să treacă, să facă pasul, să treacă în altă barcă, dar tot în opoziție. Ar putea trece la putere pe anumite promisiuni de care eu personal nu cred că se vor realiza. Știm că puterea n-a putut mulțumi 80% din primarii pe care iau deja, pe care se bazează de foarte mult timp încoace și nu văd de ce i-ar mulțumi pe nou veniți, care oricum, dacă o persoană care trădează este trădător, orică este în barca noastră, orică este în altă barcă, este catalogat ca și trădător. Și mai devreme sau mai târziu vor ține cont de acest lucru. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, o emisiune realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan, astăzi cu Alin Demle, președintele PPDD Sălaj. Măsuri mai mult sau mai puțin electorale, oricum toate converg înspre celebre deja alegeri pentru Cotroceni. Reducerea CAS va avea vreun efect? În opinia mea, nu efect cred, pentru populație, dar vă dați seama că în sărăcia care există în România chiar și un leu contează. Cetățenii sunt săraci, zona pe care noi o reprezentăm, Sălașul, este, cred că, cea mai mare rată de șomaj din țară sau, în orice caz, între primele județe, ca și rata șomajului.
Va avea efect, ele, din punct de vedere electoral, cred că totuși românul nu mai poate fi cumpărat cu un leu, cu o găleată, cu o... Poate fi cumpărat cu 10 lei. Eu sper că totuși să se trezească și să-și dea seama că acea reducere de CAS nu va fi neapărat un imbold electoral, să spun așa. Asta este părerea mea. Am văzut și în Parlament, toți parlamentarii au votat pentru amânarea scumpirii gazelor până prin 2020, când o să fie, nu știu. Da, în opinia mea, și scumpirea gazului nu va depinde în totalitate de decizia parlamentară, de decizia statului român, pentru că vedem în contextul politicii externe actuale, știm că Rusia ne-a redus livrarea de gaze, dacă o să continue reducerea, nu o să aibă ce să facă, o să ne condiționeze probabil și la preț, o ducem cât putem, o lună, două, dar s-ar putea să ne trezim că tocmai în perioada iernii, când consumul de gaz va fi cel mai mare, să fie scumpit și nu o să avem ce face, pentru că nu neapărat este decizia statului nostru. Suntem la mâna Rusiei din punct de vedere a gazului, că o recunoaștem, că nu o recunoaștem, iar, mă repet, din punctul de vedere politicii externe actuale, ar trebui să fim foarte diplomați în declarații. Am văzut declarații din partea primului ministru și din partea președintelui care clar nu o să ne fie mai pe timp scurt sau pe timp lung nu o să ne fie favorabile. Ar trebui să fie mult mai diplomat, pentru că Rusia, o recunoaștem că nu este o putere și economică și militară, și de ceea ce mi-e frică, cred că nu o să scăpăm. Scumpirea gazului, în opinia mea, va avea loc și tocmai în miezul iernii. Între timp povestim în draci, ca să mă exprim așa, despre ofițeri acoperiți. Domnul președinte Băsescu a reușit din nou să isterizeze o bună parte a mass media și a lumii politice cu această declarație. Da, din punct de vedere al funcției pe care o deține, în opinia mea, a greșit. Nu trebuia să fac aceste dezvăluiri, fiind președintele României. Serviciile secrete știm că au anumite legi în care nu există posibilitatea de intervenție nici a președintelui, nici a, în mod normal, nici a prim-ministru. Da, probabil și eu am auzit, ar fi vreo doi ofițeri acoperiți. În opinia mea, unul dintre ei este Victor Ponta. Dar ce vă bazați când spuneți asta? Totuși o afirmație gravă, o aud în premieră. O aud în premieră, deci vă întreb pe ce vă bazați când spuneți asta. Da, am văzut chiar și declarația de ieri. Totul este, cum să vă spun eu, pe zi ce trece cu fiecare declarație a domnului președinte, reiese acest lucru. Ieri seară, dacă am urmărit o emisiune la televizor, în care spunea că cu atât mai grav ar fi dacă acea persoană a fost agent secret și a lucrat în justiție sau singura persoană care este Victor Ponta, din câte cunosc eu. Klaus Iohannis, președinte, nu avea legătură cu justiția, Tăricianu nu avea legătură cu justiția, Monica Macovei, eventual. Păi se vorbește de doi, s-ar putea să fie chiar amândoi. Totuși trebuie probe în acest sens, pentru că altfel sunt doar discuții, acuzații politice, e un joc electoral. Păi, odată deschisă și această cutie a Pandorei, eu cred că în zilele următoare vom afla dacă va fi chiar din gura respectivului sau din gura domnului președinte, dar sigur vom afla. Va trebui să continue. Dacă a făcut o acuzație, a trebuit să o ducă până la capăt și chiar să o demonstreze. Bun, dumneavoastră sunteți de acord cu această implicare a președintelui? Nu, am spus de la început. Politic. Am spus de la început. Nu sunt de acord. Nu intrau în atribuțiile sale. Nu poate să dară. Bănesc că și asumă ceea ce a făcut. Și o nouă suspendare a președintelui? Nu și-ar avea
ar fi suspendarea propriu-zis ar fi în favoarea președintelui. Vă dați seama în acest context, în afară de faptul că ar pierde anumite beneficii care le-ar fi avut deducerea mandatului, din punct de vedere politic, ar fi totul în favoarea lui. Subiect de interes, Scoția a rămas sub fusta Marii Britanii, mi-a plăcut acest titlu din presa de astăzi. Un semnal că totuși tendințele autonomiste pot să fie cât de cât controlate, chiar cu anumite greutăți. Da, în opinia mea, chiar dacă Scoția a rămas sub fusta Marii Britanii, cum spuneți dumneavoastră, totuși s-a dat un semnal destul de grav. Din opinia mea, premierul Marii Britanii a greșit când, din câte cunosc eu, nu s-a implicat suficient în această campanie, a lăsat totul la mâna destinului, a fost să fie așa, a ieșit bine deocamdată, dar eu cred că în următorii ani se va reveni la acest referendum la Scoția, pentru că este un semnal, se vor încerca o mai bună mobilizare, nu cred că au renunțat la gândul de autonomie și datorită faptului că s-a permis acest lucru și s-a câștigat totuși cu un procent destul de mic față de ceea ce s-așteptau ei. Eu știam că mizează pe un 70% că vor câștiga ca Scoția să rămână sub Marea Britanie. Nu a fost chiar așa și nu cred că vor renunța la gândul de a face un nou referendum în câțiva ani. Bun, această întrebare, evident, v-am pus-o și problemele noastre. Apropo de acel proiect de lege cu autonomia ținutului secuiesc. Da, din ce cunosc eu, minoritățile din România au o grămadă de drepturi, chiar cele mai multe dintre toate statele din Uniunea Europeană. Nici într-un stat din Uniunea Europeană minoritățile nu au atâtea drepturi cât există la noi în România. Nu cred că este cazul să discutăm. Este de ajuns ceea ce au primit. Au foarte multe. Nu cred că e cazul de autonomie sub niciun... Nici măcar nu se poate discuta. Iar eu personal nici nu aș vrea să aud așa ceva. Este total absurd. Chiar dacă nu, regiunea noastră nu este inclusă în acel ținut secuiesc de care se vorbește, Mureș, Harghita și Covasna, nu cred că ar face bine nici sălajului să se discute, unde avem totuși o pondere de minoritate maghiară destul de mare. Întrebare directă, susțineți asemenea demersuri? Vă referiți la autonomie? Da. Nu, sub nicio formă. Nici nu vreau să mă gândesc așa. Radio Transilvania Zalău, rochisorul politic, emisiunea dată la trecut, ziarul magazin Sălăjan, astăzi cu Alin Demle, președintele PPDD Sălaj. Ce lipsește județului nostru? V-am mai întrebat asta. Multe. Din punctul meu de vedere, datorită muncii mele circul foarte mult, am văzut că în general nordul Moldovei și Moldova s-a dezvoltat foarte mult în ultimii 10 ani, probabil și datorită faptului că soacra președintelui este din nordul Moldovei, sunt județe ca și Suceava, Iași, Neamț, care au crescut foarte mult în ultimii 5-10 ani. Din păcate, din punctul meu de vedere, Sălajul, poate și pentru că locuiesc în aceste locuri, a rămas cam la același nivel. Dezvoltarea, nu se pune suficient accent pe dezvoltarea economică a industriei, agriculturii. Agricultura, într-adevăr, nu avem tocmai terenul și clima propice pentru o dezvoltare de gen vestul, Câmpia de Vest sau Bărăgan, dar se pot face mult mai multe lucruri. Am și lucruri pozitive, ceea ce pot să le compar cu alte județe pe care le-am văzut. Din punct de vedere a infrastructurii stăm mult mai bine decât județele limitrofe, Bihor, Satu Mare, din punctul meu de vedere. Dar ar mai fi
încă de lucru și la acest nivel. Vă puteți implica și la nivel parlamentar și la nivel județean în această dezvoltare pe care o invocați? Datoria, noi la nivel parlamentar, eu cred că datoria este parlamentarilor aleși din colegiile din Sălaj. Avem 6 parlamentari care sunt, care ne reprezintă, cred că este datoria lor, 4, câți 3 dintre ei sunt de la putere. Depinde ce mai înțelegi prin putere astăzi. Da, cei care guvernează România, cei care au control asupra banilor, asupra fondurilor pe care pot să gestioneze ei, ar trebui, este datoria lor. Atunci ar fi 5 din 6. Da, iar 5 din 6. Da, dacă punem. Exact, exact. Aveți dreptate. Cât privește administrația locală, vreau să fie o dezvoltare echilibrată, vreau să fie o dezvoltare nu din punct de vedere a culorii politice. Da, am o tendință de datorită faptului că părinții mei și eu am crescut pe zona Bucium, vreau ca acea zonă care este foarte frumoasă să se dezvolte, dar în același timp vreau o dezvoltare echilibrată la nivel de tuturor județului. Ceea ce mă surprinde pe mine este că de vreo 3-4 ani Valea Someșului a stagnat, nu știu care este motivul, și din punctul de vedere a infrastructurii și din punctul de vedere a administrației locale. Aici mă refer la drumurile comunale, nu prea am văzut investiții. În contextul în care majoritatea primarilor de pe Valea Somnilor au culoarea roșie și era normal să meargă spre ei acei bani, cel puțin nu era normal, dar așa se întâmplă de obicei, în contextul în care conducerea județului este PSD. Am auzit foarte multe voci dintre primarii PSD care sunt nemulțumiți, poate că au dreptate, nu știu ce să zic. Se va întâmpla ceva spectaculos în perioada următoare, în afara pregătirilor și a campaniei efective? Din punctul meu de vedere, nu cred. Și campania electorală pentru prezidențial, din punctul meu de vedere, va decurge normal. S-ar putea, totuși, să existe o retragere a candidaturii a unuia dintre importanții prezidențiabili, să zicem așa. Există și această posibilitate, dar după aceasta campania electorală va decurge normal, se va, indiferent cine va câștiga prezidenția, cine va fi prezidențiabil, președintele României va câștiga cu un procent apropiat de nu știu dacă o să fie dreapta, dacă o să fie stânga, să vedem ce să urmeze. Alte evenimente spectaculoase nu cred că pot fi. Mă îngrijorează într-adevăr ceea ce se întâmplă la mai mult decât ceea ce se întâmplă în interiorul țării, la granițele României, mă îngrijorează foarte mult. Prea puțin se discută la nivel de guvern, de președinție, de parlament, la ceea ce se întâmplă în Ucraina. Poate să fie un efect de domino, chiar și la ceea ce s-a întâmplat în Marea Britanie cu referendum. Miza deocamdată la noi este exagerat de mult pusă pe alegerile prezidențiale și s-ar putea să ne coste acest lucru. La primăria Zalău? La Consiliul Județean? La primăria Zalău, da, am auzit că Curtea de Apel, adică primarul Radu Căpărnișiu, a pierdut procesul la Curtea de Apel. Așteptăm, dacă nu sunt jurist, dar din câte cunosc, urmează recursul la Înaltea Curte de Casație și Justiție. Nu știu exact care. Se spune că, în mod normal, primarul ar trebui să fie suspendat, iar atribuțiile să le preia un viceprimar. Alte vor spun că nu merg în continuare până la soluționarea definitivă a procesului.
nu știu, sper să nu urmeze un blocaj în administrația locală și în administrația județeană, și acolo sunt câteva probleme. Eu sper să nu se întâmple acest lucru și pentru a nu avea de suferit cetățenii Zalăului și cetățenii județului, până la urmă. Pe ce tabără va juca, de pildă, la Zalău, la Consiliul Local Zalău, în Consiliul Local Zalău? Încă o dată, mă repet, nu avem niciun fel de protocol semnat nici la nivel de administrația locală Zalău, nici la nivel de Consiliul Județean deocamdată. Nu știu, vom încerca să vorbim și cu cetățenii, să vedem ce va fi mai bine pentru ei, să vedem cum gândesc ei. În orice caz, știm că mandatul și l-a câștigat domnul primar Radu Căpălnișiu, o să vedem, o să discutăm cu el, este mandatul dânsului, dacă justiția hotărăște altceva, dar vom încerca ca și Consiliul Local să funcționeze la nivel de municipiu Zalău. Radio Transilvania Zalău, rotisorul politic, emisiune realizată în colaborare cu ziarul Magazin Sărăjan. Vă reamintesc și faptul că invitatul nostru de astăzi este Alin Demle, președintele PPDD Sălaj. Revin la, așa zisul, traseism, surprize, vor fi în Sălaj? Din câte știi dumneavoastră? Nu, din câte cunosc eu, la nivel de județul Sălaj nu vor fi mari mutări, probabil anumiți primari care cu ei consideră că în așa fel vor ajuta cetățenii din comunele lor. Consilieri locali sau consilieri județeni chiar nu le văd rostul de a trece dintr-o barcă în alta, mai ales de la opoziție la opoziție sub nicio formă, n-ar avea sens, nu le văd logica. Spre putere s-ar putea să migreze anumiți consilieri locali. Din câte cunosc eu, un consilier județean a făcut deja pasul spre un alt partid, care, din punctul meu de vedere, iar aici există o aberație, Partidul Liberal Reformator, dacă mi se pare așa se numește Partidul Tăriceanu. Din punct de vedere juridic, eu știu că nu există. Cum poate un ales local să opteze pentru o formațiune politică care nu există? Știu că au în 3 octombrie, mi se pare, termen la tribunal pentru soluționare. Nu știu, chiar este foarte complicat din punct de vedere juridic tot ceea ce se întâmplă cu această ordonanță de guvern, probabil care își produce totuși efectele. Da, își produce efectele și efectele vor rămâne cu siguranță. Chiar și cei care au dat această ordonanță de guvern, și aici mă refer la guvern, nu au spus că au dat această ordonanță de guvern spre o mai bună funcționare a consiliilor locale, județene sau administrației locale în general, dar nu au mizat că, din cunoștințele mele, la nivel național au rămas foarte mulți consilieri locali, județeni, chiar și primari, independenți. Păi nu văd în acest fel o mai bună colaborare în consiliile locale și în administrația locală, pentru că acel independent astăzi poate să voteze într-un fel, mâine într-un altul, nu neapărat, totuși, în opinia mea, nu au mizat pe acest lucru, că vor rămâne foarte mulți independenți și au o surpriză în acest sens. Nu e numai o criză autorității statului, dar și o criză de autoritatea partidelor, ceea ce văd eu că se întâmplă în acest an, cel puțin. Bă, da, aveți dreptate, ați sesizat foarte bine, iar toată această criză a partidelor, nu știu cum să vă explic, dar sunt partide care efectiv nu mai respectă nicio ideologie, nicio absolut nimic, va favoriza un viitor partid cu tentă naționalistă, chiar puțin extremistă, așa cum s-a întâmplat în mai multe țări din Uniunea Europeană. Cred că acest lucru va duce spre o creștere a partidelor naționaliste, extremiste,
fără să-mi doresc acest lucru. Aproape de finalul emisiunii noastre, dacă dumneavoastră mai vreți să spuneți ceva, să subliniați ceva, vă rog. Da, aș vrea să comunic în general membrilor și simpatizanților Partidului Poporului Dan Diaconescu că datorită faptului că din decembrie OTV-ul va intra din nou pe firmele de cablu... Nu știu dacă putem să spunem lucrul ăsta. Da, nu știu dacă... În orice caz vreau să fie convinși că acest partid va continua, indiferent de ceea ce se va întâmpla în zilele următoare datorită acestei ordonanțe, partidul va funcționa, va merge, vom reconstrui unde va fi de reconstruit, vom atrage membrii, simpatizanțe alături de noi. Am constatat că lumea vine alături de noi, dorește să fie alături de Dan Diaconescu și eu, în opinia mea, cred că Dan Diaconescu va fi în turul 2 al alegerilor prezidențiale. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi, domnule Denle, pentru prezența la o nouă ediție a emisiunii Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău. Vă dorim un sfârșit de săptămână plăcut. La revedere!